Bună tuturor! În acest videoclip vă voi prezenta o supă tradițională din Bihor, și anume supa de salată. Aceasta este o supă simplă, perfectă pentru vară, ușor de digerat și ieftin de făcut. Primul pas este spălarea și tocarea salatei, pentru că durează foarte mult înainte de a începe supa. După care tocăm aproximativ 8-9 căței de usturoi mărunt. Într-o tigaie încăpătoare adăugăm aproximativ 3 linguri de untură sau se poate utiliza și ulei în locul acesteia. Untura sau un ulei muncit adăugăm usturoiul scălit. Amestecăm constant pentru a nu se arde. Adăugăm și un vârf de boia după preferințe. Usturoiul este călit complet, adăugăm 3 linguri de făină. Și amestecăm compoziția. Nu trebuie ținut prea mult, deoarece se va arde și prinde un gust amar. De compoziție voi adăuga 2 litri de lapte acru. Se poate utiliza și un iaurt mai slab în loc de laptele acru. Eu am folosit lapte acru de casă. Completăm cu 3 litri de apă. Vom lăsa amestecul la fier pentru aproximativ 30 de minute pentru a ajunge la o temperatură foarte mare. După care vom continua cu următorii pași. Este foarte important ca în aceste următoare minute să amestecăm din când în când pentru a nu se prinde de fund, deoarece are făină și pentru a nu schimba gustul. În timp ce așteptăm să fiarbă supa, vom avea nevoie de 2 ouă și aproximativ 300 de grame de smântână grasă pentru albirea acesteia. Cele 2 ouă trebuie bătute foarte bine înainte de a le amesteca cu smântâna. Acum voi adăuga și smântâna peste ouăle bătute. Și le amestecăm bine. Între timp mai amestecăm în supă pentru că aceasta are tendința de a se umfla și poate să iasă din oală chiar dacă este înaltă. Când apar aceste spume pe margine, este un semn că începe să fiarbă cât de curând și trebuie să fim atenți să învârtim constant pentru a nu sări pe foc. Când supa a început să fiarbă, luăm câteva linguri sau un polonic din supă. Adăugăm peste smântâna cu oul pregătit mai înainte. Amestecăm bine această compoziție cu supa caldă pentru a nu face cocoloașe. Dacă mai e nevoie, mai puteți adăuga puțină zeamă. Eu am mai adăugat puțin și continuăm până se dizolvă complet. Observăm că nu are absolut niciun cocoloș. Și urmează a fi amestecat cu compoziția mare care fierbe. Adăugăm smântâna peste zeama care fierbe. Acum trebuie să amestecăm constant, deoarece sunt cele mai mari șanse de a sări pe foc. După gust adăugăm sare, eu o să pun aproximativ 2 linguri. Această compoziție așteptăm să fiarbă și în momentul în care fierbe o lăsăm aproximativ 5 minute.
După care va fi introdusă salata verde mărunțită. Chiar dacă o oală pare foarte plină și salata destul de multă, aceasta va încăpea, deoarece în momentul în care va fi în contact cu ceva fierbinte, va elimina zeama și nu este mult, este doar voluminoasă. După cele 5 minute în care fiert, observăm că ea începe să se umfle și dacă nu o oprim, va sări pe foc. Așa că este momentul să oprim focul și putem adăuga salata. După cum observăm, aceasta pierde din volum și chiar dacă o adăugăm foarte multă, aceasta intră complet în supă. La final ne asigurăm că toată salata a intrat în supă și este opărită. Aceasta, dacă este fiartă în supă, se va întări și va fi foarte ațoasă. De aceea este mai ok să o opărim la final. Adică pur și simplu se gătește doar în momentul în care este oprit focul. După ce salata a stat la oprit aproximativ jumătate de oră, este bună de servit. Așa arată supă după jumătate de oră. Observăm că salata și-a schimbat culoarea și este numai bună de servit. Poftă bună!